Traversați continuu, al soligoane. Viața. Nu numai mie, eu distrug viața la multă lume. Care-i scopul pentru care v-ați adunat în seara asta aici? În această seară ne-am adunat în acest loc pentru că s-a produs o tragedie. O prietenă de-a noastră, foarte dragă, Diana, a fost nenorocită de o femeie care susține la poliție că a avut viteza incredibilă de 50 de km pe oră, moment în care este o minciună total aberant, a propulsat săraca fată până după acel stâlp, este liniștit 20 de metri, a distrus o viață și nu s-a produs până acum nimic. Dacă vă uitați atent la această trecere de pietoni, nimic nu este semaforizat. Deci oricine vine, habar nu are că aici este o trecere de pietoni. Este iluminat. Nimic nu este iluminat, scuzați expresia. Trebuie să se facă ceva, ca să nu mai moară alt copil. Putea să fie copilul
oricăruia dintre acești oameni din Recea. Este dureros că o persoană a murit ca să se ajungă să se facă niște măsuri, pentru că nimeni nu face nimic. Asta este realitatea și justiția din România. Cei care vin din Baia Mare, într-adevăr, mai opresc, dar cei care urcă panta de la Lăpușel urcă cu o viteză mult prea mare, mult prea mare. Chiar dacă semnalizezi intenția că vrei să traversezi această trecere, nimeni nu oprește. Trebuie tu să te dai în spate, pentru că există riscul să fii chiar tu cel lovit. Ajung să cred că această trecere este pusă aici degeaba. Dar nu numai aici, peste trebuie tot. Să se facă niște peste tot în România, șoferii nu au grijă, conduc ca nebunii, nu opresc. Noi ca pietoni trebuie să ne uităm de 20 de ori și să fugim ca nebunii să nu ne calce. În fața spitalului o călca lume. Îți dai seama? Deci nu vine să cred. O distrus vieți întregi, nu numai noastră, că suntem prieteni, frați, familie. Dar alții mulți care au murit pe trecerea de pieton, deci nu am cuvinte. Problema cu iluminatul. S-a discutat de o cramă de viola, acolo nu a fost ședință care se numește. Exact cumva următoare. I-am spus că nu vorbeam cu tine. Este o intenție de trecere. Nu se poate. După a doilea. Nu, nu am vreme de obiectiv. Nu poate să fie capare, păcate, asta e ora cu care o venit. A fost o bubuitură
Și am ieșit afară și când m-am uitat cu părțile carosabile, fata nu era nicăieri și m-am uitat în față și era acolo întinsă jos. Și pe drumul ăsta internațional, tot ce iese, animal, om sau ce, tot mor. Asta e gestiu. Circulă cu viteză șoferii pe aici? Normal, unii circulă, alții nu. Care pot, asta e. Semnalizarea cum e aici, la trecerea asta pentru pieton? Semnalizarea e cam nasoală, că care nu intră aici în dreapta când vin din jos, nu semnalizează. Nu semnalizează și se depășesc unul pe celălalt când vin din sus. Să aici am mor. Îți vă dau amendă că v-am schimbat. Da. Protejarea de pieton, nu? Nu, lasă-i. Da, pe ce? E drumul meu, nu? Ce de-ai nici schimbat pe ce să se apuca? Să facă o treabă. Da, exact.